Ora 10, mărturie cutremurătoare a femeii care a fost salvată la limită de polițiștii și operatorii de la 112, după ce iubitul a încuiat un portbagajul mașinii și i-a dat foc. Jurnaliștii Digi24 au obținut în exclusivitate declarația dată de femeie în dosarul în care agresorul său, care era beat și drogat în noaptea respectivă, a fost arestat preventiv. Vă avertizăm, urmează detalii cu puternic impact emoțional. Femeia l-a povestit anchetatorilor că a sunat de două ori la 112. Cum a fost ghidată să-i ajute pe polițiști să o localizeze în timp real, dar și cum a afectat-o trauma prin care a trecut. Atenție, vă reamintim, sunt informații cu un puternic impact emoțional. Am sunat prima dată când a pornit mașina, a doua oară când am simțit fumul. Telefonul a fost conectat pe mașină și nu înțelegeam de ce nu aud. Este posibil ca atunci să își fi dat seama că am sunat la 112, el fiind la volan și văzând pe computerul de bord. L-am deconectat și apoi am auzit pe difuzorul telefonului. A oprit, mi-a cerut telefonul. I-am spus că a căzut în mașină printre scaune. L-a căutat și am mers mai departe. Am simțit că a intrat pe un câmp. S-a oprit și îmi șoptea să-i dau telefonul. Credea că este ascultat. M-am luptat să nu mă închidă la loc, dar nu am reușit. Am stat cu minte crezând că este pe lângă mașină. Am sunat la 112 când am simțit fumul. După primul apel, mi s-a trimis mesajul. L-am accesat când l-am găsit. Așteptam din clipă în clipă să deschidă portbagajul și să mă lovească din nou, nici de cum să plece și să dea foc. Am aflat ulterior că orice portbagaj are un buton în interior de unde poți deschide ușa. De fiecare dată când adorm, simt așa o frustrare că nu l-am găsit, deși mi-am rupt unghiile râcâind și căutând ceva să pot deschide. Cumplit. Am auzit în acea dimineață la poliție. Mașina mea l-ar avea undeva în dreapta, dar eu acolo aveam picioarele. Când m-au scos de acolo, când m-au salvat, nu-mi venea să cred. Nu știam dacă visez sau nu. Deși era frig, simțeam nevoia să stau doar afară, la aer. Datoria nu era veche. Banii i-am dat în acea seară. Certurile au fost și din cauza acelor bani, dar mai mult din cauza geloziei excesive pe teme mai vechi. De un an și ceva a început să consume alcool și crizele de gelozie luau amploare pe acest fond. Adorm 20 de minute, dar mă trezesc. Mă văd numai acolo. Nu am voce deloc, ațipesc, mă trezesc tot în acel portbagaj. Nu credeam că mă va găsi cineva. Acceptasem ideea că voi muri. Îmi doream doar să nu ajung să simt flăcările. Andreea Georgescu, jurnalist Digi24, este alături de noi și discutăm cu ea despre acest caz. Mulțumim pentru prezența în jurnal, Andreea. Este cutremurătoare această mărturie. E clar că vor fi efecte pe termen lung în ceea ce o privește pe victimă. A suferit câteva traume și va suferi în continuare pentru că are nevoie de ajutor, este clar. Cum arată acest caz? Din fericire, femeia a putut fi salvată la timp de această dată. Din fericire, de data aceasta, autoritățile, cei de la 112, de la STS, de dispecerul de la poliție, polițiștii care erau în teren, au lucrat impecabil împreună și dacă de obicei îi criticăm pentru greșeli, acum merită pe bună dreptate să fie lăudați că au lucrat bine împreună și au reușit să o salveze la timp, în ultima secundă pe această femeie, care la rândul ei a reușit să-și păstreze, în ciuda traumei pe care o trăia în timp real, a reușit să-și păstreze cumpătul, să sună de două ori la numărul unic de urgență, să își amintească pașii care trebuie urmați ca să deconecteze telefonul de la sistemul audio al mașinii, ea fiind în portbagaj, astfel încât bărbatul, agresorul ei, să nu aude discuția, pe care o avea cu operatorul de la 112, să acceseze acel link trimis de cei de la STS prin mesaj pentru a putea fi localizată în timp real și iată, vedem, conform propriei mărturii pe care colega noastră Isabela Neagu a obținut-o în exclusivitate, au reușit polițiștii să ajungă la ea la timp. Intrase deja fumul în portbagaj, însă flăcările nu ajunseseră în partea din spate a autovehiculului, iar femeia a fost salvată fără
răni fizice, această traumă psihică pe care o relatează, însă cu siguranță va trebui văzută cu atenție de specialiști și din acest punct de vedere e bine că recent legislația de la noi a fost amendată, iar victimele violenței domestice, pentru că până la urmă este un caz de violență domestică, pot avea acces la ajutor de specialitate în măsura în care au nevoie, în măsura în care îl cer. De ce spun că e un caz de violență domestică? Colegii mei au aflat că au mai fost astfel de certuri violente între cei doi. Femeia ceruse la un moment dat ordin de protecție, însă din păcate a renunțat la demersul în instanță. Specialiștii spun că se întâmplă adesea astfel de lucruri. Exact, asta vreau să întreb. De ce? Pentru că este un fenomen în România. Sunt foarte multe cazuri de violență în familie și foarte multe femei, poate intimidate, poate speriate, renunță la aceste plângeri și renunță la acest ordin de restricție. Bun. Specialiștii spun că sunt multiple motivele pentru care victimele violenței domestice renunță până la urmă să meargă în justiție pentru a își face dreptate, pentru a obține astfel de ordine de restricție, pentru ca cei care le agresează să fie până la urmă pedepsiți dintr-o mulțime de motive. Fie că e vorba de rușine, fie că e vorba de teama că agresorul se va putea răzbuna, așa cum povestește în acest caz femeia. Sunt o mulțime de motive. Victima nu trebuie judecată pentru alegerea ei, însă justiția trebuie să se aplece cu atenție atunci când ajungem în astfel de cazuri extreme, pentru că, din păcate, statisticile pe care autoritățile și organizațiile care se apleacă asupra acestei probleme, respectarea și protejarea drepturilor victimelor violenței domestice, spun că anual sunt zeci de femei, între 30 și 50, care, din păcate, își pierd viața ca urmare a violenței domestice ajunse la extrem. Și în ultimii 10 ani am avut în jur de 500 de astfel de cazuri. Vedem că de la an la an crește numărul celor care se adresează poliției și obțin ordine de protecție provizorii, se adresează instanțelor, obțin ordine de protecție pentru 30, pentru 60 de zile și așa mai departe. Însă, din păcate, diferența dintre cele două categorii e foarte mare. Pe moment, speriate, la scurt timp după un astfel de eveniment traumatizant, se adresează poliției, însă, din păcate, victimele nu merg mai departe să își asigure o protecție cât de cât pe termen mai lung. Din fericire, avem de dată recentă, să spunem așa, și acele brățări de monitorizare, nu suficiente însă. Se fac însă demersuri ca ele să fie, să se cumpere mai multe, să fie utilizate pe scară mai largă, astfel încât să fie cu atât mai de ajutor în cazul în care există un ordin de protecție emis, însă el este încălcat. Foarte pe scurt, Andreea, ce riscă agresorul? Agresorul este acuzat, arestat în prezent pentru fapte grave, pentru tentativă de omor. Să nu uităm că are și alte abateri care se adaugă la lista de acuzații. Conducea sub influența substanțelor interzise, drug testul a ieșit pozitiv la testul pentru cocaină, era sub influența alcoolului, nu era un nivel foarte ridicat, dar era sub influența alcoolului, nu avea un permis de conducere valabil, avea permisul de conducere suspendat. Însă, acuzația de tentativă de omor rămâne principală, până la 20 de ani de închisoare prevede legislația în acest caz și se poate ajunge chiar și la mai mult, având în vedere această lungă listă de abateri. Vedem ce se va întâmpla în acest caz, îl vom urmări, este deocamdată bărbatul în arest, va urma o investigație, sperăm, rapidă și să se ajungă la un proces să stabilească justiția dacă au fost strânse probele corect și dacă care va fi până la urmă soluția finală și pedeapsa în acest caz. Mulțumim, Andreea. Mulțumim tare mult pentru intervenția în jurnal. Noi mergem mai departe și revenim la subiectul momentului.